Agata Cristi. O stea deasupra bethle Cuprins. Un salut 4. O stea deasupra Betlimului 5. O cunună de Crăciun 12. Măgarul Neascultător 14. Aur, tămâie și Smirnă. 17. Autobuzul de apă 18. În răcoarea serii 29. Gen de lângă Cer 36. Promovarea în ceruri 38 Sfinții lui Dumnezeu 50 Insula 51 Un salut! Laudă buștanului de ajun! Săltați, flăcări, vesele! Slavă cupei de închinat! Spumegă, rozaliu, vinule! În iesle doarme copilul! Asini, boii, rag, mugesc, găinile cotcodăcesc codăcesc și cocoș și cucurigesc! Supra pline hanul astă seară, deasupra, sus, o stea strălucește luminos, păstorii îngenunchează lângă turmele lor, înțelepții își aduc darurile de aur, îngerii din cerul de deasupra trâmbițează darul de iubire al lui Dumnezeu. Sculați, copii, cu mic cu mare, sculați să auziți a trâmbiței chemare, lăsați somnul, asta e ziua, Crăciunul, slăvita zi de Crăciun o stea deasupra betrimului. Maria se uita la pruncul din Iesle. Cu excepția animalelor, era singură în grajd. În timp ce îi zâmbea pruncului, inima îi era plină de mândrie și de fericire. Apoi, deodată, auzi un fârfuit de aripi și, întorcându-s, văzu un înger măreț stând în pragul ușii. Îngerul avea strălucirea soarelui de dimineață, iar frumusețea chipului său era atât de mare încât Maria se simți orbită și trebuie să-și întoarcă într-o parte capul. Atunci îngerul spuse, iar glasul lui era ca o trompetă de aur. Nu te teme, Maria! Iar Maria răspunse cu glasul ei coborât și dulce. Nu mă tem, o, tu cel sfânt al lui Dumnezeu, dar lumina înfățișării tale mă orbește. Îngerul zise. Am venit să ți vorbesc. Vorbește, dară, sfinte. Lasă-mă să aud poruncile Domnului Dumnezeu. Îngerul spuse: "N-am venit cu nicio poruncă. Dar întrucât îi ești deosebit de dragă lui Dumnezeu, îți este permis ca cu ajutorul meu să privești în viitor." Atunci Maria se uită la prunc și întrebă nerăbdătoare: "În viitorul lui Chipul ei se lumină de bucurie la gândul că așa avea să se întâmple. Da, răspunse cu blândețe îngerul. În viitorul lui, dă-mi mâna ta. Maria întinse mâna și o luă pe cea a îngerului. Era ca și cum ar fi atins o flacără. Totuși, acea flacără nu ardea. Se dădu puțin înapoi, iar îngerul spuse din nou. Nu te teme eu sunt nemuritor iar tu ești muritoare, însă atingerea mea nu o să-ți facă rău. Apoi îngerul își întinse marea aripă aurie peste pruncul care dormea și spuse. Privește în viitor, mamă, și vezi-ți fiul. Și Maria se uită drept în fața ei, iar pereții grajdului lui se topiră și se dizolvară, și ea se uita într-o grădină. Era noapte, și deasupra capului erau stele, și un bărbat stătea în genunchi, rugându-se. Ceva se agită în inima Măriei și instinctul ei de mamă îi spuse că cel care era îngenunchiat acolo era fiul ei. Își spuse cu recunoștință, a devenit un om bun, un om credincios, se roagă la Dumnezeu. Iar apoi, dintr-o dată, își ținu respirația, căci bărbatul își ridicase fața și i-a văzut agonia de pe ea, disperarea și durerea și știu că se uita la un chin mai mare decât cunoscuse sau văzuse vreodată. Căci bărbatul era cu desăvârșire singur. El se ruga la Dumnezeu, se ruga ca această cupă de durere să-i fie luată și nu primea niciun răspuns la rugăciunea lui. Dumnezeu era absent și tăcut. Și Maria strigă. De ce nu-i răspunde Dumnezeu și de ce nu-i oferă alinare? Și auzi glasul îngerului spunând. Scopul lui Dumnezeu nu este ca el să aibă alinare. Atunci Maria își plecă cu umilință capul și spuse: Nu este treaba noastră să știm scopurile indescifrabile ale lui Dumnezeu. însă acest bărbat, fiul meu, nu are niciun prieten. Niciun prieten binevoitor, omenos Îngerul își fârfui aripa și imaginea se dizolvă într-o alta reprezentând o altă parte a grădinii și Maria văzu niște bărbați care dormeau. Spuse cu amărăciune. El are nevoie de ei, fiul meu are nevoie de ei, iar lor nu le pasă. Îngerul spuse. Sunt numai niște făpturi umane supuse greșeli. Maria îndână pentru ea. Dar este un om bun, fiul meu un om bun și drept. Atunci din nou aripa îngerului fâlfâi și Maria a văzut un drum care șerpuia în susul unui deal și pe el trei bărbați care cărau cruci, iar în urma lor o mulțime de oameni și niște soldați romani. Îngerul întrebă. Ce vezi acum? Maria a răspunse. Văd trei criminali mergând la execuție. Bărbatul din stânga întoarse capul și Maria îi văzu chipul crud, viclean, genul bestiei de căzute, și se trase puțin înapoi. Da, spuse ea, simt criminal. Atunci bărbatul din mijloc se împiedică și aproape căzu, și în timp ce el își întorcea fața, Maria îl recunoscu și strigă ascuțit. Nu, nu, nu se poate ca fiul meu să fie un criminal. Însă îngerul își fârfâi aripa și i-a văzut trei cruci ridicate, iar silueta care atârna în chinuri în mijloc era a bărbatului pe care îl știa ca fiind fiul ei. Buzele lui crăpate se desfăcură și auzi vorbele care veneau de pe ele. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mai ai părăsit? Și Maria strigă. Nu, nu, nu este adevărat. Nu se poate ca el să fi făcut ceva rău. A fost vră confuzie de identitate, a fost confundat cu altcineva. El suferă pentru crima altcuiva. Dar iarăși, îngerul își fâlfui aripa, și de data asta Maria se uita la figura omului care îl venera cel mai mult pe pământ, marele preot al bisericii ei. Era un bărbat cu înfățișare nobilă, și acum stătea drept și cu mâini solemne sfâșia și rupea veșmântul pe care îl purta, și striga cu un glas puternic. Omul acesta a rostit blasfemie. Și Maria se uită dincolo de el și văzu figura omului care rostise blasfemie și era fiul ei. Apoi imaginile se estompară și acolo era numai peretele de chirpici al grajdului și Maria tremura și striga între tăiat. Nu pot să cred asta, nu pot să cred. Noi suntem o familie cu teamă de Dumnezeu, o familie care trăiește drept, toată familia mea. Da, și familia lui Iosif. Și o să-l creștem cu grijă ca să practice religia și să respecte și să cinstească credința părinților săi. Un fiu al nostru n-ar putea fi niciodată vinovat de blasfemie, nu pot să cred asta. Toate acestea pe care mi le-ai arătat nu pot fi adevărate. Atunci, îngerul spuse: Uită-te la mine, Maria! Și Maria se uită la el și văzu strălucirea care îl înconjura și frumusețea chipului lui. Și îngerul spuse: Ceea ce ți-am arătat este adevărul, căci eu sunt îngerul dimineții, iar lumina dimineții este adevărul. Acum crezi. Și absolut împotriva voinței ei, Maria știu că ceea ce îi fusese arătat era într-adevăr adevărul. Și nu mai putu să nu creadă. Pe obraj lacrimile îi curgeau și roaie, și se apleca asupra prungului din iesle, cu brațele întinse în lături ca pentru a-l proteja. Strigă! Copilul meu! Copilașul meu neajutorat! Ce pot să fac ca să te salvez? Să te scutesc de ceea ce va să vină! Nu doar de tristețe și durere, ci și de răul care va înflori în inima ta! Chiar că ar fi fost mai bine pentru tine dacă nu te-ai fi născut, sau dacă ai fi murit la prima răsuflare. Căci atunci te-ai fi întors la Dumnezeu pur și nepătat. Iar îngerul spuse: De asta am venit la tine, Maria. Maria întrebă: Ce vrei să spui? Îngerul răspunse: Ai văzut viitorul. E în puterea ta să hotărăști dacă pruncul să trăiască sau să moară. Atunci Maria își înclină capul și îngână printre suspine înăbușite. Domnul mi l-a dat, iar dacă acum domnul mi-l ia, atunci înțeleg că într-adevăr ar putea fi îndurare, și deși asta îmi sfâșie inima, mă voi supune voinței lui Dumnezeu. Însă îngerul spuse cu blândețe. Nu este deloc așa. Dumnezeu nu-ți dă nicio poruncă. E alegerea ta. Ai văzut viitorul. Alege acum dacă pruncul să trăiască sau să moară. Atunci Maria rămase tăcută un timp. Era o femeie care gândea încet. Se uită odată la înger pentru îndurare, însă îngerul nu-i dădu niciun sfat. Era aurit și frumos și extrem de îndepărtat. Maria se gândi la imaginile care îi fusese arătate, la chinul din grădină, la moartea rușinoasă a unui om care, în ceasul morții, era părăsit de Dumnezeu și auzi din nou acel îngrozitor cuvânt blasfemie. Iar acum, în clipa de față, pruncul care dormea era pur și inocent și fericit. Însă ea nu se hotărâ pe dată, continuă să se gândească, să revadă iar și iar acele imagini care îi fusese arătate. Iar în timp ce făcea asta se întâmplă un lucru ciudat, căci își amintea mănunte de care nu fusese conștientă că le vedea la vremea aceea. Văzu, de exemplu, chipul bărbatului de pe crucea din dreapta. Nu o față rea, doar una de om slab din fire și avea o expresie de iubire și încredere și adorație. Și Maria își dădu seama, cu mirare subită, la fiul meu se uita el așa. Și, dintr-o dată, intens și limpede, văzu fața fiului său așa cum arătase în timp ce se uita la prietenii săi care dormeau în grădină. Pe ea se citea tristețe și milă și înțelegere și o mare iubire. Și ea se gândi, e fața unui om bun. Și văzu din nou scena acuzării. Dar de data asta se uită nu la splendidul mare preot, ci la fața omului acuzat. Iar în ochii lui nu exista deloc conștiența vinovăției și pe fața Măriei se citi o mare încurcătură. Atunci îngerul întrebă. Ai făcut alegerea, Maria? Îți vei scuti fiul de suferință și de facere de rău. Iar Maria răspunse încetişor. Nu-mi stă în putere mie, o femeie simplă și neștiutoare, să înțeleg în altele scopuri ale lui Dumnezeu. Domnul mi-a dat copilul. Dacă domnul mi-l ia, atunci asta e voința lui. Dar, întrucât Dumnezeu i-a dat viață, nu se cade ca eu să iau acea viață. Căci s-ar putea ca în viața copilului meu să existe lucruri pe care eu nu le înțeleg așa cum trebuie. S-ar putea ca eu să fi văzut numai o parte a tabloului, nu întregul. Viața prungului este a lui, nu a mea, și nu am niciun drept să dispun de ea. Mai gândește, spuse Îngerul. Nu vrei să-ți pui copilul în brațele mele iar eu să-i duc înapoi lui Dumnezeu. Ia-l în brațele tale, dacă asta e porunca lui Dumnezeu. Dar nu eu am să-l pun acolo. Se auzi un puternic fâlfâit de aripi și se văzu o lumină orbitoare și îngerul dispăru. Un moment mai târziu intră Iosif și Maria îi povesti ce se întâmplase. Iosif aprobă ce făcuse Maria. Ai făcut bine, nevastă, spuse el. Și, cine știe, acesta s-ar putea să fi fost un înger mincinos. Nu, spuse Maria. Nu a mințit. Era sigură de asta, eu o spuneau toate instinctele ei. Eu nu cred un cuvânt din toate astea, spuse Iosif cu fermitate. Ne vom crește fiul cu mare grijă și îi vom da o educație religioasă, Căci educația este cea care contează. O să lucreze în atelier și o să meargă sâmbăta cu noi la sinagogă, și o să țină toate posturile și toate sărbătorile. Uitându-se în iesle, spuse: Uite, Maria, fiul nostru zâmbește! Și, într-adevăr, Pruncul zâmbea și își întindea mânuțele spre mama lui, de parcă ar fi vrut să spună: Bine ai făcut! Dar sus, în bolțile albastre ale cerului, îngerul tremura de mânie și de mândrie rănită. Când te gândești că a trebuit să dau greș cu o femeie proastă, neștiutoare. Ei bine, se va ivi alta ocazie, într-o zi, când el va fi epuizat și flământ și slab. Atunci îl voi lua sus pe vârful unui munte și îi voi arăta regatele acestei lumii care este a mea. Îi voi oferi domnia tuturor acestora. Să controleze orașe și regi și oameni. Să aibă puterea de a face războaiele să înceteze, și foamea și asuprirea să dispară. Un gest de venerație în fața mea, și va fi capabil să aducă pacea și belșugul, mulțumirea și bunăvoința, să se recunoască a fi puterea supremă pe vecie. Nu o să poată să reziste aceste ispite. Și Lucifer, fiul dimineții, râse zgomotos arogant și ignorant, și părăsi fulgerător cerul ca o dâră arzândă de foc pentru a se pierde în adâncurile iadului. La răsărit, trei veghetori ai cerului venită la stăpânii lor și spuseră. Am văzut o lumină mare pe cer. Trebuie că s-a născut un mare personaj. Însă în timp ce toți bombăneau și vorbeau de semne și prevestiri, un veghetor foarte bătrân murmură. Un semn de la Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de semne și minuni. Mai degrabă este un semn de la satana. După mintea mea, dacă Dumnezeu ar fi să vină printre noi, ar veni în mare liniște. Dar în grajd era multă veselie și bună dispoziție. Asini răgeau, și cai nechezau, și boii mugeau, iar bărbații și femeile veneau grămadă înăuntru să vadă pruncul, și îl treceau de la unul la altul. Iar el râdea și bănburea și le zâmbea tuturor. Uitați-vă! strigau ei! El iubește pe toată lumea! Niciodată nu a mai existat un asemenea copil! O cunună de Crăciun! Când Maria a făcut o cunună sfântă. Sângele curgea roșu, roșu curgea. Altă Maria a împletit mărăcinii, care au încununat capul Domnului ei. Dar văscul era departe peste o mare de la apus și văscul era încolăcit. În jurul unui măr păgân, iar glas tomborii creștea un mărăcine. Când Iosif a venit să facă negoț și tufa sfântă obișnuit creștea în orice poiană din pădure, dar văscul era sacru acolo unde... Soarele răsărea în fiece dimineață și văscul nu știa nimic. De pruncul în berim născut. Sfântul Patrick a străbătut mări furtunoase ca să predice crucea și astfel a găsit copacul Evei cu șarpele încolăcit și cu vâscul atârnând. Îți poruncesc, șarpe, să părăsești acest pământ și deschide, plantă, urechile tale. El predică povestea lui Hristos și iată, vâscul lacrimi vărsă, tufa sfântă are bobite roșii, roșii ca sângele pe fiecare crenguță. Mărăcinele înflorește cu flori aurii și acum e la modă sărutul. Ce îi vei da Domnului Hristos? O, crembuță păgână atât de verde! Lacrimile pe care le-am vărsat pentru cel, pe care nu l-am văzut niciodată. Fie, deci, ca omul să-și da viața pentru om, spun bobițele roșii ca sângele, și oamenii să aibă iubire pentru lor. Acolo unde groza mă înflorește atât de vesel. Și lacrimile omului vărsate fie pentru om. Acolo unde vâscul alb strălucește. Veniți, milă, iubire și sacrificiu. Dumnezeu ne binecuvântează pe toți în noaptea asta. Măgarul neascultător. A fost odată ca niciodată un măgăruș foarte neascultător. Îi plăcea să fie neascultător. Când îi se punea ceva în spinare... El îl azvârlea și alerga după oameni încercând să îi muște. Stăpânul lui nu putea să facă nimic cu el, așa că îl vându altui stăpân, iar acel stăpân nu putu nici el să facă ceva cu el și îl vându la rândul său, și în cele din urmă măgarul fu vândut pe câțiva bănuți unui moșneag înspăimântător care cumpăra măgarii bătrânii și epuizați și îi omora, muncindu-i peste poate și purtându-s rău cu ei. Însă măgarul neascultător îl alergă pe moșneag și îl mușcă, iar apoi fugi cât îl ținură picioarele. Nu avea de gând să fie prins din nou, așa că se alătură unei caravane care trecea pe drum. În toată mulțimea asta nimeni nu va ști al cui sunt, se gândi măgarul. Acești oameni mergeau cu toții spre cetatea Beelimului și când ajunseră acolo traseră la un han mare, plin de oameni și animale. Măgărușul se strecură într-un staul răcoros, plăcut, unde se afla un bou și o cămilă. Cămila era foarte trufașă, ca toate cămilele, pentru că toate cămilele cred că numai ele știu cel de-a 100-lea nume secret al lui Dumnezeu. Cămila asta era prea trufașă pentru a vorbi cu măgarul. Așa că măgarul începu să se laude. Îi plăcea la nebunie să se laude. Eu sunt un măgar foarte neobinuit, spuse el. Am darul de a prevedea viitorul și trecutul. Văd înainte și înapoi. Cum vine asta? întrebă Boul. Ca picioarele mele din față, în fața mea, și picioarele mele din spate, în urma mea. Vai, stră, 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 de 37 de ori străbunica mea i-a aparținut profetului Balaam și l-a văzut cu ochii ei pe îngerul Domnului. Însă boul continuă să rumege, iar Camila să fie mândră. Atunci intrară un bărbat și o femeie și se iscă mare zarvă, dar măgarul descoperi curând că nu exista niciun motiv de agitație, numai o femeie care urma să nască, lucru care se întâmplă în fiecare zi. Iar după ce pruncul se născu, Veniră răniște păstori și focură mare caz de prunc, însă păstorii sunt oameni foarte simpli. însă apoi intră răniște bărbați în veșminte lungi și bogate. VIP-uri, sise -s cămila. Ce înseamnă asta? întrebă măgarul. Persoane foarte importante, răspunse cămila. Aduc daruri. Măgarul se gândi că darurile ar putea fi ceva bun de mâncat, așa că atunci când se făcu întuneric, începu să amușine prin prejuri. Primul dar era galben și tare, fără niciun gust, al doilea îl făcu pe măgar să strănute, iar al treilea al linse, era amar și scârbos la gust. Ce daruri stupide, spuse măgarul, dezamăgit. Însă, pe când stătea acolo lângă iesle, pruncul întinse mânuța și îl prinse pe măgar de ureche, strândând-o bine, așa cum fac prunci foarte mici. Și atunci se întâmplă un lucru foarte ciudat. Măgarul nu mai vrea să fie neascultător. Pentru prima dată în viața lui voia să fie cu minte. Și voia să-i dea și el un dar pruncului, însă nu avea ce să-i dea. Pruncului părea să-i placă urechea lui. Însă urechea făcea parte din el. Și atunci îi veni o altă idee ciudată. Poate că se putea dărui pe sine pruncului. Nu mult după aceea, îngrași dintre Iosif cu un străin înalt. Străinul îi vorbea lui Iosif insistent și repede și cum se uita așa măgarul la ei nu-i venea să-și creadă ochilor. Străinul părea să se dizolve, iar în locul lui apăru un înger al domnului, o siluetă aurită cu aripi. Însă, după o clipă, Îngerul se preschimbă iarăși în simplu om. Vai de mine, vai de mine, încep să mi se năzare tot felul de lucruri. Își spuse măgarul în sinea sa. Trebuie că devină o fi fifânulă la mult pe care l-am mâncat. Iosif îi spuse măriei. Trebuie să luăm copilul și să fugim. Nu avem timp de pierdut. Ochii îi căzura asupra măgarului. Vom lua măgarul ăsta de aici? și vom lăsa bani pentru stăpânul lui, indiferent cine o fi el. În felul ăsta vom economisi timp. Astfel plecară și ieșiră din Belim. Dar când ajunseră la un loc îngust, îngerul domnului apăru cu o sabie ce scotea flăcări, măgarul o luă într-o parte și începu să urce dealul. Iosif încercă să-l întoarcă înapoi pe drum, dar Maria spuse. Lasă să fie ca el. Amintești de profetul Balaam. Și tocmai când ajungeau la adăpostul unor măslini, pe drum veneau tropăind, cu săbiile scoase, soldații lui Rod. Exact ca străstră bunica mea, își spuse măgarul, încântat nevoie mare de el. Mă întreb dacă și eu am darul preziceri. Clipii din ochi și văzu o imagine încețoșată, un măgar căzut într-o groapă și un bărbat ajutând la scoaterea lui. Vai, ăsta-i stăpânul meu, ajuns bărbat, își spuse măgarul. Apoi văzu altă imagine. Același bărbat, intrând călare pe un măgar într-o cetate. Desigur, spuse măgarul. Urmează să fie, încoronat rege. Însă coroana părea să fie nu de aur, ci de spini. Măgarului îi plăceau la nebunie spinii și scaieți, însă ei păreau un lucru nepotrivit pentru o coroană, și mai era și un miros pe care îl cunoștea și de care se temea, mirosul de sânge, și mai era și ceva pe un burete, ceva amar precum smirna pe care o se îngrajd. Și măgărușul știu dintr-o dată că nu mai voia să vadă în viitor. Voia pur și simplu să trăiască ziua aceea, să-l iubească pe micul său stăpân și să fie iubit de el, și să-i care pe el și pe mama lui cu bine până în Egipt. Aur, tămâie și smirnă. Aur, tămâie și smirnă. În timp pe Maria stă. Lângă cruce, acestea sunt vorbele care vibrează. În creierul ei, și pumnii să-și încleșteze o fac, pe Golgota, în căldura arzătoare de amiază. Aur, tămâie și smirnă. Magii îngenuntați, lângă simpli păstorii, toți fremătând de bucurie, și îngerii lăudându pe Dumnezeu care destăinuie. Iubirea lui de oameni în Hristos, copilul abia născut. Unde acum tămâia? Unde e nobilul aur? Pentru Isus, nu mai smirna amară și chin. Nu o siluetă nobilă atârnă aici, doar un fiu. În durere și moarte. De unde să știe Maria că, odată cu oftatul lui, s-a terminat, totul e spus. Atunci, în acel moment, începuta domnia lui Hristos. Autobuzul de apă. Doamnei Hargraves nu-i plăceau oamenii. Încerca să îi placă, pentru că era o femeie cu principii înalte și o femeie religioasă, și știa foarte bine că omul trebuie să își iubească semenii. Însă nu îi era ușor. Iar uneori îi era de-a dreptul imposibil. Tot ce putea ea face era, cum s-ar putea spune, să simuleze trimitea cecuri ceva mai mari decât își putea permite societăților de caritate respectabile. Înființa cornițele pentru obiective meritoase și chiar participa la întruniri publice pentru abolirea nedreptăților, ceea ce era cu adevărat un efort mai mare decât orice altceva, pentru că, firește, asta presupunea o vecinătate apropiată cu alte trupuri omenești și ea nu putea suferi să fie atinsă. Îi era foarte ușor să respecte atenționările afișate în mijloacele de transport public, ca de pildă, nu călătoriți în ore de vârf, pentru că a merge cu trenul sau cu autobuzul înghesuit într-o mulțime de oameni lac de sudoare era în mod categoric ideea ei despre iadul pe pământ. Dacă niște copii cădeau pe stradă, ea întotdeauna îi ridica și le cumpăra dulciuri sau mici jucării pentru a-i face fericiți. Trinita cărți și flori bolnavilor din spital. Cele mai mari subscripții ei erau pentru comunitățile de călugărițe din Africa, pentru că ele și oamenii de ale căror suflete se îngrijau erau atât de departe încât niciodată nu avea să intre în contact cu ei, și, de asemenea, pentru că le admira și invidia pe călugărițele cărora chiar părea să le placă mult munca pe care o făceau, și pentru că își dorea din toată inima să fi fost și ea ca ele. Era dornică să fie justă, amabilă, corectă și mărinimoasă cu oamenii, atâta timp cât nu trebuia să-i vadă, să-i audă sau să-i atingă. Însă știa foarte bine că asta nu era de ajuns. Doamna Hargreaves era o femeie între două vârste, cu o fiică și un fiu care erau amândoi căsătoriți și locuiau departe, iar ea personal locuia în condiții confortabile într-un apartament din Londra și nu-i plăceau oamenii și se părea că nu era nimic de făcut în privința asta. În această dimineață anume, stătea în picioare lângă femeia care venea zilnic să-i facă menajul și care ședea pe un scaun în bucătărie suspinând și ștergându-și ochii. Niciodată nu mi-a spus nimic, nici măcar mie, mama ei. A plecat, pur și simplu, în locul ăsta îngrozitor, de unde o fi auzit de el, nu știu, iar femeia asta ticăloasă i-a făcut nu știu ce și s-a infectat, a devenit septic sau cum i-o zice la treaba asta și au dus-o la spital și acum zace acolo, pe moarte. Nu vrea să spună cine a fost bărbatul, nici măcar acum. Este groaznic, propria mea fiică. Era așa o fetiță drăguță, cu bucle încântătoare și o umbră cam așa de frumos. Toată lumea spunea că era o ființă drăgălașă. Ii se puse un nod în gât și își suflă nasul. Doamna Hargreaves stătea acolo vrând să fie bună, dar nu prea știa cum, pentru că în realitate, ea nu putea să simtă ceea ce ar fi trebuit, sentimentul potrivit. Scoase un fel de sunet liniștitor și spuse că îi părea foarte, foarte rău. Și putea să facă ea ceva? Doamna Ceb nu dădu nicio atenție acestei întrebări. Îmi închipui că ar fi trebuit să am mai bine grijă de ea. Să fi fost mai mult acasă seara. Să fi aflat ce învârtea și ce prieteni avea. Dar copiilor din ziua de azi nu le place să-ți bagi nasul întrebările lor, iar eu voiam să mai scot niște bani în plus. Nu pentru mine, mă gândeam să iau lui Edi un gramofon din alea elegante, ei îi place atât de mult muzica. Sau ceva drăguț pentru casă. Eu nu sunt din alea care cheltuiesc bani pe ele. Se întrerupse ca să-și înghită lacrimile cu un zgomot sănătos. Eu pot să fac ceva. Repetă doamna Hargreaves. Sugeră încurajator, o rezervă cu un pat în spital însă ideea asta nu o atrase pe doamna Ceb. Sunteți foarte bună, coniță, dar îngrijită foarte bine în salon. Și e mai vesel pentru ea. Nu i-ar plăcea să fie închisă singură într-o rezervă. În salon, vedeți dumneavoastră, totdeauna se întâmplă ceva. Da, doamna Hargreaves vedea limpede totul cu ochii minții. O grămadă de femei stând în în pat, sau zăcând cu ochii închiși, bătrâne mirosind a boală și a bătrânețe, mirosul de sărăcie și boală strecurându-se prin mirosul curat și impersonal al dezinfectantelor. Infirniere gonind aferate cu tăvi cu instrumente și cărucioare cu farfurii cu mâncare, sau spălând aparatura, și, în cele din urmă, paravanele trase în jurul unui pat. Întregul tablou o făcuse să se cutremure însă își dădea seama foarte clar că pentru fiica doamnei Ceb era mai vesel și mai distractiv în salon pentru că fiicei doamnei Ceb îi plăceau oamenii. Doamna Hargreaves stătea acolo lângă mama care suspina și jinduia după darul care nu îi fusese dat. Ce voia ea era să fie în stare să-și petreacă brațul pe după umerii femeii care plângea și să-i spună ceva prostesc precum, gata, Gata, draga mea, și chiar să o simtă. Însă, simularea n-ar fi ajutat la absolut nimic. Faptele fără sentimente erau inutile. Erau fără conținut. Absolut pe neașteptate, doamna cebuș suflă nasul cu un zgomot ca de trompetă și se ridică. Gata, spuse ea înviorată. Mă simt mai bine își îndreptă broboada de pe umeri și se uită la doamna Hargreaves cu o veselie bruscă și uluitoare. Nimic nu e ca un plâns bun, nu-i așa. Doamnei Hargreaves nu i se întâmplase în viața ei să aibă un plâns bun. Amărăciunile ei fuseseră întotdeauna lăuntrice și învăluite în întuneric, adică tainice. Acum nu prea știa ce să spună. E bine să vorbești despre ce ai pe suflet, spuse doamna Ceb. Acum aș face bine să continui cu spălatul. Apropo, aproape că ni s-a terminat ceaiul și untul. Va trebui să dau o fugă prin prăvăli. Doamna Hargrif spuse repede că avea să termine ea de spălat și să facă și cumpărăturile și o îndemnă pe doamna Ceb să ia un taxi și să se ducă acasă. Doamna Ceb spuse că nu avea niciun rost să iei un taxi când cele 11 autobuze te duceau tot atât de repede, așa că doamna Hargreaves îi dădu două bancnote de câte o liră, spunându-i că poate i-ar plăcea să-i ducă fiicei sale ceva la spital. Doamna Ceb mulțumi și plecă. Doamna Hargreaves se duse la ciuvetă și știu, dată în plus, că făcuse lucrul nepotrivit. Doamna Ceba ar fi preferat să zornăie și să clincă -ne prin ciuvetă, răspândind informații proaspete despre câte un personaj macabru, și după aceea s-ar fi dus la cumpărături prin magazine și s-ar fi întâlnit cu o mulțime de semene ale ei și ar fi stat de vorbă cu ele, care și ele avuseseră rude în spital și ar fi putut să schimbe între ele povestioare și impresii. În felul acesta timpul până la ora de vizită la spital ar fi trecut repede și plăcut. De ce o-i fi făcând eu întotdeauna ceea ce nu trebuie? Se întrebă doamna Hargreaves, frecând cu competență și îndemânare, și nu trebuie deloc să caute răspunsul. Din cauză că mie nu îmi pasă de oameni. După ce puse totul la locul lui, doamna Hargreaves luă o sacoșă pentru cumpărături și plecă era vineri și, prin urmare, o zi aglomerată. La măcelărie era îmbulzeală. Femeile se împingeau în doamna Hargreaves, o dădeau cu coatele la o parte, vârau coșuri și sacoșe între ea și teșgia. Scuză-mă, eu eram înaintea dumitale. O femeie înaltă și slabă, cu o piele măslinie, se infiltră în rând. Era total neadevărat și amândouă o știau, însă doamna Hargreaves se dădu politicoasă înapoi. Din nefericire, dobândi o apărătoare, o femeie din acelea masive și ouceșe care sunt aprige în public și țin morții și să aibă grijă să se facă dreptate. Nu trebuia să o lași să te împingă în spate, drăguțo, o admonestă ea, rezemându-ți greoaie de umărul doamnei Hargreaves și suflându-i în față damfuri puternice de usturoi ai fost aici cu mult înaintea ei. Eu am intrat imediat după ea și știu. Înaintează, acum. Îi administră o împunsătură puternică în coaste, cu cotul. Te bagi în față și mai susți că e dreptul tău. Zău că nu contează, spuse doamna Hargreaves. Nu mă gărbesc. Atitudinea ei nu mulțumi pe nimeni. Băgăreața inițială, acum în negocieri pentru trei sferturi de kilogram de cotlet de friptură, se întoarse și dă bătălia cu un glas plângăreț, cu un ușor accent străin. Dacă consideri că erai înaintea mea, de ce nu spui? N-are rost să te dai atât de mare și tare și să zici, imită cuvintele, nu contează. Cum crezi că mă simt eu când aud asta? Eu una nu vreau să iau înainte să-mi vină rândul. Oh, nu! Spuse apărătoarea doamnei Hargreaves cu o ironie grea. Oh, nu, bineînțeles că nu. Cu toții știm asta, nu-i așa. Se uită în jur și obținu imediat un cor de aprobări. Se părea că băgăreața era bine cunoscută. O cunoaștem noi pe ea și ce descurcăreață e, spuse cu năduf o femeie. Trei sferturi de kil de cotlet, spuse măcelarul, întinzând cu un gest repezit un pachet. Hai, veniți, cine următorul, vă rog. Doamna Hargreaves cumpără ce îi trebuia și fugi în stradă, gândindu-se ce îngrozitori erau oamenii în realitate. În continuare intră într-un magazin aprozar să cumpere lămâi și o salată verde. Femeia de la aprozar era, ca de obicei, afectuoasă. Ei bine, drăguților, cu ce vă putem servi azi? ca s-a demarcat, spuse, tac, și, poftim, scumpete, în timp ce înde o pungă voluminoasă în brațele unui domn în vârstă care se uită la ea alarmat și cu dezgust. Întotdeauna îmi spune așa, se destăinu-i pos omorât domnul bătrân când femeia era plecată în căutarea lămâilor. Dragă și scumpete și iubire! iar eu nici măcar nu știu cum o cheamă. Doamna Hargreaves spuse că ea credea că era pur și simplu o modă. Domnul cel în vârstă păru îndoit și plecă, lăsând-o pe doamna Hargreaves puțin telând înveselită că descoperi un tovarăș de suferință. Deja sacoșa ei de cumpărături era foarte grea, așa că se gândi să ia un autobuz până acasă. În stația de autobuz așteptau trei sau patru persoane, iar o taxatoare prost dispusă striga la pasageri. Haideți odată, grăbiți-vă, vă rog, nu putem aștepta aici toată ziua. Luă de o aripă o doamnă în vârstă și cu artrită și o îmbrânci, făcând-o să se împleticească în autobuz, unde cineva o prinse, conducând-o spre un scaun și o apucă pe doamna Hargreaves de braț, deasupra cotului, cu degete de fier, provocându-i o durere vie. Numai atât. Acum e plin. Trase cu violență de un clopoțel, autobuzul zvăcni înainte iar doamna Hargreaves se prăbuși peste o femeie masivă care ocupa, nu din vina ei personală, trei sferturi și mai bine dintr-o bantetă de două persoane. Îmi pare tare rău, icni doamna Hargreaves. E loc berechet pentru o micuță, spuse cu voio și femeia masivă, dându-și toată silința, fără succes, să se facă mai mică. Nesuferită firea unele din fetele astea, nu-i așa. Eu una îi prefer pe negri. Ei sunt drăguți și politicoși, nu te îmbrângesc. Te ajută cu mare grijă să urci și să cobori. Respira în mod imparțial bună dispoziție și usturoi, ambele direcționate asupra doamnei Hargreaves. N-am nevoie de remarcile dumitale, mulțumesc, spuse taxatoarea care acum strângea banii pe bilete. Mai bine ai fi știut că avem un orar de care trebuie să ne ținem. De asta abia se târa autobuzul la curba de la penultimul stop, spuse femeia masivă. Patru peni, te rog. Doamna Hargreaves ajunse acasă epuizată de incriminări și afecțiune nedorită și pe deasupra și cu o vânătaie la braț. Apartamentul părea plin de tihnă și ea se cufundă recunoscătoare pe canapea. Totuși, aproape imediat, unul din portari sosi să spele geamurile și se ținu după ea peste tot, vorbindu-i despre ulcerul gastric al mamei nevestei lui. Doamna Hargreaves își luă geanta și ieși din nou în oraș. Își dorea, și încă tare, o insulă pustie întrucât o insulă pustie nu era ceva care să se obțină imediat, într-adevăr, asta ar fi presupus, probabil, o vizită la o agenție de voiaj, vaccinare, poate și obținerea unei vize străine, și multe alte contacte cu oamenii, porni înspre fluviu. Un autobuz de apă se gândia cu speranță. Existau astfel de lucruri, credea ea. Nu citise ea despre ele și exista un dig, ceva mai departe în lungul terasamentului. Văzuse ia oameni venind de pe el. Firește, probabil că un autobuz de apă era la fel de aglomerat ca orice altceva. Dar aici a avut noroc. Vaporul, sau autobuzul de apă, sau ce o fi fost el, era în mod straniu gol. Doamna Hargreaves cumpără un bilet până la Greenwich. Era o perioadă de acalmie a zilei și nu era o zi cine știe ce frumoasă, vântul devenea în mod distinct rece, așa că puțini oameni se aflau pe apă de plăcere. La pupa vaporului erau niște copii aflați în grija unui adult epuizat și o pereche de bărbați greu de definit și o bătrână în negru posac. La prora vaporului era doar un bărbat solitar, așa că doamna Hargreaves se duse la proră, cât mai departe cu putință de copii zgomotoși. Vaporul se desprinse de dig înaintând în tamisa. Era multă pace aici pe apă. Pentru prima dată azi, doamna Hargreaves se simți liniștită și senină. Plecase departe de... De ce anume? Departe de toate, asta era formularea, însă ea nu știa precis ce însemna. Se uită recunoscătoare în jur. Binecuvântată, binecunoscută apă. Atât de... Atât de izolandă. Vapoarele își efectuau cursele în susul și în josul curentului, dar ele nu aveau nimic de a face cu ea. Oamenii de pe uscat erau ocupați cu propriile lor treburi. Nu aveau decât să fie, ea spera ca ei să se simtă bine. Ea era aici, într-un vapor, purtată în josul fluviului către mare. Existară opriri, oameni coborâră, oameni urcară. Vaporul își reluă cursul. La turnul Londrei copiii și coborâră. Doamna Hargreaves speră cu amabilitate că avea să le placă turnul Londrei. Acum treceau prin docuri. Sentimentele ei de fericire și seninătate deveniră mai puternice. Cei opt sau nouă oameni care se mai aflau încă la bord erau îngrămădiți cu toții la pupa, la apă post de vânt, presupuse ea. Pentru prima dată îi acordă ceva mai multă atenție tovarășului ei de călătorie de la Prora Un oriental de vreun fel, se gândia vag Purta o haină lungă gen pelerină, dintr-un material din lână Un arab, poate, sau un berber, sigur nu un indian Din ce material frumos era haina lui Părea să fie țesută într-o bucată Și ce fiind țesută cedă unui impuls aproape irezistibil de a o atinge. Niciodată după aceea n-a mai putut reconstitui senzația pe care i-o aduse atingerea hainei. Era absolut de nedescris. Era ca ceea ce se întâmplă atunci când scuturi un calaidoscop. Fragmentele lui sunt aceleași fragmente, dar sunt model, într-un nou tipar când se în autobuzul de apă voas să fugă de ea însăși și de tiparul dimineții ei. Nu scăpase în felul în care intenționase să scape. Era tot ea însăși și era tot în tipar, revăzându-l iar și iar în minte. Însă de data asta era altfel. Era un tipar diferit pentru că ea era diferită. Stătea iarăși lângă doamna Ceb, biata doamnă Ceb. Auzea iarăși întreaga poveste, numai că, de data asta, era o poveste diferită. Nu atât din punctul de vedere al ceea ce spunea doamna Ceb, ci legat de ceea ce simțea ea. Disperarea ei și, da, vinovăția ei. Pentru că, bineînțeles, ea se condamna în secret străduindu se să-și spună că fusese totul pentru fata ei, fetița ei încântătoare trecând în revistă rochiile pe care îi le cumpărase, și dulciurile. Și cum îi făcuse pe plac atunci când își dorise diverse lucruri. Se mai dusese și să muncească. Dar, firește, în străfundurile minții ei, doamna ce știa că nu pentru gramofonul lui Ed muncea, ci pentru o mașină de spălat, o mașină de spălat ca cea pe care o avea doamna Peters care stătea pe aceeași stradă, ceva mai jos, și ce cu nasul pe sus era pestru asta. Propria ei mândrie feroce de gospodină îi pusese mâinile la treabă. Adevărat, toată viața îi dăduse lui Edi tot felul de lucruri, și încă din belșug, dar se gândise suficient la Edi. Se gândise la băieții cu care se împrietenea. Se gândise vreodată să-i invite prietenii, ca să vadă dacă nu-i putea face lui Edi vreun fel de petrecere acasă se gândise la caracterul lui Eddie, la viața ei, la ce ar fi fost cel mai bine pentru ea. Încercase să afle mai multe despre Eddie, pentru că, la urma urmei, Eddie era treaba ei, suprema ei sarcină în viață. Și nu trebuia să facă pe proasta în privința asta. Bunăvoința nu este destul. Și apoi, omul trebuie să se străduiască să nu fie prost. În gând, Doamna Hargreaves își petre cu brațul pe după umerii doamnei Chubb. Se gândi cu afecțiune, sărmană dragă prostuță. Lucrurile nu stau chiar atât de rău cum crezi. Eu nu cred deloc că ea e pe moarte. Bineînțeles că doamna Chubb exagerase, căutase în mod deliberat latura tragică a poveștii, pentru că ăsta era felul în care vedea doamna Chubb viața în termeni melodramatici. Asta făcea ca viața să fie mai puțin cenușie, mai ușor de trăit. Doamna Hargreaves înțelegea atât de bine asta. Alți oameni intrară în mintea doamnei Hargreaves. Femeile acelea cărora le face mare plăcere să se certe în fața teșghelei măcelarului. Niște figuri, toate, nostime, zău așa, mai ales femeia masivă, roșie la față, cu pasiunea ei pentru dreptate. Ei îi plăcea cu adevărat un scandal pe cinste. De ce Dumnezeu, se întrebă doamna Hargreaves, o deranjase faptul că femeia de la Aproza îi spusese, iubire. Era un termen amabil și taxatoarea aia prost dispusă de pe autobuz. De ce era așa? Mintea doamnei Hargreaves sondă posibilitățile și veni cu o soluție. Cu o seară înainte iubitul ei o lăsase cu buza umflată așa că ea ura pe toată lumea, își ura viața monotonă, voia să-i facă pe alții să-i simtă puterea, e atât de ușor să simți toate astea când lucrurile merg prost. Calaidoscopul se roti, se schimbă. Acum ea nu se mai uita la el, era în interiorul lui, făcea parte din el. Sirena vaporului sună. Doamna Hargreaves oftă, se mișcă, deschise ochii ajunseseră în cele din urmă la Greenwich. Doamna Hargreaves se întoarse de la Greenwich cu trenul. La ora asta, ora prânzului, trenul era aproape gol. Însă doamnei Hargreaves nu i-ar fi păsat dacă ar fi fost plin. Pentru că, pentru un scurt interval de timp, era una cu semenii ei. Îi plăceau oamenii. Aproape că îi iubea. Asta nu avea să dureze, firește. Ea știa acest lucru. O schimbare completă de caracter nu se încadrează în limitele realității. Însă era profund, umil și atot cuprinzător recunoscătoare pentru ceea ce îi fusese dat. Acum știa cum era lucrul la care răvnise. Îi cunoștea căldura și fericirea. Și nu îl cunoștea dintr-o observare logică, venită din afară, ci din interior. Din faptul că îl simțea. Și poate, știind acum doar cum era, putea să învețe începutul drumului spre el. Se gândi la haina țesută armonios într-o bucată. Nu putuse să vadă chipul bărbatului. Însă ea credea că știa cine era el. Deja căldura și viziunea se estombau. Însă ea nu avea să uite, nu avea să uite nici Mulțumesc, spuse doamna Hargreaves, vorbind din străfundurile unei inimi recunoscătoare. O spuse cu Blas tare, în vagonul de cale ferată gol. Însoțitorul autobuzului de apă se uita lung la biletele din mâna sa. Unde celălalt? Întrebă el. Îngerul de pază, adică. Spuse capitanul, care se pregătea să coboare pe țărm să ia masa. Trebuie să mai fie cineva la bord, încă. Am fost opt pasageri. I am numărat. Iar aici am numai 7 bilete. N-a mai rămas nimeni la bord. Uită-te cu ochii tăi. Unul dintre ei trebuie să fi coborât fără să-l observi, ori a plecat pășind pe apă. Și capitanul râse cu poftă de propria-i glumă. În răcoarea serii, biserica era destul de plină. În ziua de azi e mai bine să participi la slujba de seară decât la slujba de dimineață. Doamna Grierson și soțul ei stăteau alături în genunchi în a cincea strană de pe partea anvonului. Doamna Grierson stătea decorativ în genunchi, cu elegantul ei spate îndoit. O credincioasă convențională, s-ar fi putut spune, murmurând o rugăciune moale și temperată. Însă cererea lui Janet Grierson nu avea nimic molcom. Ea urcă în viteză în spații pe aripi de foc. Dumnezeule, ajută-l! Ai milă de el! Ai milă de mine! Vindecă-l, Doamne! Tu ai toată puterea! Ai milă, ai milă! Întinde mâna ta! Deschide-i mintea! E un băiat atât de dulce! Atât de blând! Atât de inocent! Fă să fie vindecat! Fără să fie normal. Ascultă-mă, Doamne. Auzimă. Cere de la mine tot ce vrei, dar întinde mâna ta și fă-l întreg. Oh, Dumnezeule, auzi-mă. Auzimă. Ție toate îți sunt cu putință. Credința mea să-l facă întreg. Eu am credință. Eu cred. Eu cred. Ajută-mă. Oamenii se ridicară. Doamna Grierson se ridică odată cu ei. Elegantă, modernă, calmă. Slujba continuă. Pastorul urcă treptele anvonului, își rosti textul. O parte din psalmul 90 și 5, versetul 10. Partea psalmului pe care o cântăm în fiecare duminică dimineață. Este un popor cu inima rătăcită, căci ei nu au cunoscut ceaile mele. Pastorul era un om bun, dar nu unul elocvent el se străduia să le transfere ascultătorilor săi gândul pe care vorbele îl transmiseseră lui. Un popor care greșea nu în ceea ce făcea, nu prin fapte care îi erau neplăcute lui Dumnezeu, nu prin păcatul vădit, un popor care nici măcar nu știa că greșea, nu știa că era rătăcit. Un popor care, pur și simplu, nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Ei nu știau cine era Dumnezeu, ce voia el, cum se arătase el. Ei ar fi putut să știe. Asta era aspectul pe care pastorul se străduia să-l scoată în evidență. Ignoranța nu e o scuză, un motiv de apărare. Ei ar fi putut să știe. Pastorul se întoarse spre răsărit. Iar acum, către Dumnezeu, Tatăl. Se exprimase foarte prost, se gândi cu tristețe pastorul nu se făcuse deloc înțeles cu claritate. O adunare foarte bună în seara asta. Oare câți dintre credincioșii de față, se întrebă el, chiar îl cunoșteau pe Dumnezeu. Janet Grierson să din nou și se rugă cu fervoare și disperare. Era o problemă de voință, de concentrare. Dacă ar fi putut pătrunde până la el, Dumnezeu era atotputernic. Dacă ar fi putut să ajungă la el, preț de o clipă simți că ajungea acolo, iar apoi se auzi foșnetul irritant al oamenilor care se ridicau, oftaturi, foieli. Soțul ei o atinse pe braț. Se ridică împotriva voinței ei. Era foarte palidă la față. Soțul ei se uită la ea ușor încruntat. Era un bărbat liniștit căruia îi displacea intensitatea de orice fel în verandă, se întâlniră cu prieteni. Ce pălărie drăguță, Janet! E nouă, nu-i așa! Oh, nu, este îngrozitor de veche! Pălăriile sunt tare dificile, se plânse doamna Stewart. Abia dacă porți una la țară și apoi, duminică, te simți ciudat. Janet, ți-o prezint pe doamna Lamfri. Doamna Grierson. Maiorul Grierson. Soții Lamfri au luat Island Lodge. Mă bucur tare mult, spuse Janet, dând mâna cu doamna Lamfri. E o casă încântătoare. Toată lumea spune că iarna va trebui să ne refugiem din cauza inundațiilor, spuse cu mâhnire doamna Lamfri. Oh, nu, nu în majoritatea anilor. Dar în unii ani, da. Știam eu. Însă copiii erau nebuni după casă și, bineînțeles, ei ar adora o inundație. Câți aveți? Doi băieți și o fată. E de, de aceeași vârstă cu Johnny al nostru, spuse doamna Stewart. Presupun că la anul o să meargă la școala publică. Johnny o să meargă la Winchester. Oh, e de prea imbecil ca să treacă vreodată un examen de admitere obișnuit, sunt sigură de asta, oftă doamna Lamfrey. Nu-l interesează nimic în afară de jocuri. Va trebui să-l dăm la meditații. Nu e cumplit, doamnă Grierson, când copiii tăi se devedesc ca fi imbecili. Aproape pe dată, ea simți răcoarea. O schimbare rapidă de subiect, apropiată serbare în aer liber din Wellesley Park. În timp ce grupurile plecau în diverse direcții, doamna Stewart îi spuse prietenei ei. Iubito, Trebuia să te fi avertizat. Am spus ceva ce nu trebuia. Mă gândeam eu: dar ce anume? Soții Grierson. Băiatul lor. Au un singur băiat. Și e subnormal. Retardat mental. Oh, ce îngrozitor. Dar n-aveam cum să știu. De ce oare calc eu mereu în strechini? E vorba doar că genăte destul de sensibilă în timp ce mergeau pe poteca de pe câmp, Rodney Grierson spuse cu blândețe. N-au făcut-o intenționat. Femeia aceea nu știa. Nu, nu, firește că nu știa. Janet, nu poți să încerci. Ce să încerc? Să încerci să nu mai pui atât de mult la inimă. Nu poți accepta. Glasul ei îl întrerupse, un glas ridicat și încordat. Nu, nu pot să accept, cum te exprimi tu. Trebuie să existe ceva care să se poată face. Din punct de vedere fizic, el este atât de perfect. Trebuie să fie vorba doar de vreo glandă, de vreun lucru absolut simplu. Doctorii vor descoperi într-o bună zi. Trebuie să existe ceva, injecti. Hipnotism. Nu faci decât să te torturezi, genăt toți doctorii ăștia la care îl târăști. Asta îl tulbură pe băiat. Eu nu sunt ca tine, Rodni. Eu nu mă dau bătută. Chiar acum, în biserică, m-am rugat iarăși. Te rogi prea mult. Cum te poți ruga, prea mult. Eu cred în Dumnezeu, îți spun. Cred în El. Am credință, iar credința poate muta și munții din loc. Nu-i poți da ordine lui Dumnezeu, Genet. Cum poți să spui așa ceva? Ei bine, Majorul Grierson își schimbă stingerit atitudinea. Eu nu cred că tu știi ce e credința. Ar trebui să fie același lucru ca și încrederea. Janet Grierson nu l-asculta. Astăzi, în biserică, am avut un sentiment cumplit. Am simțit că Dumnezeu nu era acolo. Nu am simțit că nu există Dumnezeu, doar că era altundeva. Dar unde? Zău așa, genăt. Unde ar putea fi? Unde l-aș putea găsi? În timp ce intrau pe poarta casei lor, doamna Grierson se calmă cu un efort. O femeie îndesată, între două vârste, le ieși zâmbind în întâmpinare. A fost o slujbă frumoasă. Cina e aproape gata. Mai puteți aștepta 10 minute. Oh, sigur. Mulțumesc, Gertrud. Unde e Alan? E în grădină, ca de obicei. Am să-l chem eu. Își făcu mâinile pâlnie la gură. Alan, Alan, băiatul veni în fugă. Era blond, cu ochi albaștri. Arăta emoționat și fericit. Tati, mami, ia priviți ce am găsit își desfăcu cu grijă mâinile făcute căuș, arătând mica vietate pe care o conțineau. Ptiu, groaznic, doamna Grierson se întoarse cu spatele cu tremurându-s. Nu ți place, tati. Alan se întoarse spre tatăl său. Vezi, seamănă în parte cu o broască, dar nu e broască, are pene și un fel de aripi. E absolut nou, nu seamănă cu niciun alt animal veni mai aproape și își coborâ glasul. I-am găsit un nume. Îi spun Rafan. Crezi că e un nume frumos? Foarte frumos, băiatul meu, spuse cu un ușor efort tatăl lui. Băiatul puse jos ciudata vietate. Du-te păind, Rafan, sau zboară dacă poți. Uit că se duce. Nu-i este frică de mine. Vino și pregătește-te pentru cină, Alan, spuse mama lui. Oh, da, ni foame. Ce făceai? Eram în fundul grădinii și stăteam de vorbă cu un prieten. El mă ajută să le pun animalelor nume. Ne distrăm de minune. E fericit, Janet, spuse Grierson când băiatul o luă la fugă pe scări. Știu, dar ce o să se aleagă de el? Și lucrurile alea oribile pe care le găsește. În ziua de azi sunt peste tot, de când cu accidentul de la centrul de cercetare. Vor muri, dragă. De regulă, mutațiile mor. Capete ciudate. Și picioare în plus. Se cutremură. Ei bine, gândește-te la câte picioare au centipedele. N-ai nimic împotriva lor, nu-i așa. Ele sunt naturale. Poate că totul trebuie să aibă un început. Alan coborâ din nou secările în fugă. V-ați distrat bine. Unde ați fost? La biserică. Râse repetând cuvântul pentru a-i testa rezonanța. Biserică. Biserică e un nume nostim. Înseamnă casa lui Dumnezeu, spuse mama lui. Serios, nu știam că Dumnezeu trăiește într-o casă. Dumnezeu e în rai, dragule. Sus în cer, Ți-am spus. Dar mereu, nu coboară, și el și umblă. Seara, vara, când e frumos și răcoare. În grădina Edenului, spuse Grierson, zâmbind. Nu, în grădina asta, aici. I-ar plăcea toate animalele și lucrurile noi și amuzante care îmi plac mie. Iubitule, animalele alea amuzante. Se opri. Știi, a avut loc un accident. La stația mare de pe coline. De asta sunt pe aici atâtea. Ființe ciudate din astea. Ele așa s-au născut. E foarte trist. De ce? Mie mi se pare interesant. O mulțime de soiuri noi de ființe care se nasc tot timpul. Trebuie să le găsesc nume. Uneori îmi vin în cap nume încântătoare. Se foi pe scaun. Am terminat. Acum pot să plec, te rog. Mă așteptă prietenul meu în grădină. Tatăl lui dă afirmativ din cap. Gertrude spuse moale. Toți copiii sunt la fel. Întotdeauna inventează un prieten de joacă. La cinci ani, poate. Nu când au 13, spuse cu amărăciune genăt. Încearcă să nu mai pui la suflet, dragă, spuse cu blândețe Gertrude cum aș putea să mă abțin? Poate că privești totul în mod greșit. Jos în fundul grădinii, unde sub copaci era răcoare, Alan își găsi prietenul așteptând. Acesta mânduia un iepure care nu era chiar iepure, ci ceva destul de diferit. Îți place de el, Alan? Oh, da, ce nume să-i punem? Asta spune tu. Serios, am să-i spun. Am să-i spun. Forteor. E un nume bun. Toate numele tale sunt nume bune. Tu unul ai un nume. Am o mulțime de nume. Este unul din ele Dumnezeu. Da. Mă gândeam eu. Nu-i așa că, de fapt, tu nu trăiești în casa aia de piatră din sat, care are o chestie lungă care se înalță. Eu trăiesc în multe locuri. Însă câteodată, în răcoarea serii, mă plimb printr-o grădină, cu un prieten, și discutăm despre lumea nouă. Geni de lângă cer, coboară la mine, geni, de pedal, coboară. Coboară aici, la mine, unde te aștept iară. Coboară în brațele mele, la buzele mele, dorința mea, coboară să-mi potolești toată foamea. Dar geni se plimbă singuratică, în aer capul ținând, se plimbă pe coama dealului, cu părul în vânt. Nu vrea să coboare la mine, oricât aș striga în eter. Ea merge odată cu vântul, cu fața întoarsă spre cer. În răcoarea serii, prin poiană m-am plimbat. Și acolo l-am întâlnit pe Dumnezeu. Și nu m-am speriat. Prin desișul pădurii împreună ne-am plimbat. Și la lucrurile făcute împreună ne-am uitat. Ne-am uitat împreună și am văzut că sunt bune. Dumnezeu a făcut lumea și stelele din înalt. Galaxiile Gonin, încotro sau de ce nimeni nu poate spune. Dumnezeu a modelat cosmosul, universul cel lat și dealurile și munții, păsările din pădure. Dumnezeu le-a făcut și iubit și a văzut că sunt bune. Iar eu am făcut-o pe geni. Să se plimbe pe deal. Nu vreau să coboare la mine, deși cu putere i-o cer. Se plimbă pe veci acolo, cu fața întoarsă la cer, nu vrea să coboare, deși o chem în pustie, nu vreau să coboare la a mea lăcomie, e precum am visat-o. Și am făcut-o pe ea, din dragostea mea și din dor și din nevoia mea. Cu mintea și cu inima am făcut-o pe geni, am făcut-o din dorință și iubire, am făcut-o să se plimbe pe coama dealului. În singurătate, frumusețe și mistuire. În răcoarea serii prin pădure mergeam. Iar Dumnezeu mergea lângă mine. Amândoi înțelegeam. Promovarea în ceruri. Coborau dealul, venind dinspre bisericuța de piatră de pe coasta dealului. Era dimineață, foarte devreme, ora la care abia începe să se crape de ziua. Nu era nimeni prin preajmă ca să-i vadă în timp ce treceau prin sat, deși unul sau doi din cei care dormeau oftară și se agitară în somn. Singura ființă omenească ce îi văzu în acea dimineață fugea Jacob Naracot, în timp ce mormăia și se ridica în capul oaselor în șanț. Se prăbuși acolo la scurt timp după ce ieșise, noaptea trecută, din Bel și Balaurul se ridică în șezut și se frecă la ochi, nevenindu-i întru totul să creadă ceea ce vedea. Se ridică nesigur în picioare și pornit târșit în direcție casei lui, neliniștit de festele pe care îi le juca seră ochii. La răspântie se întâlni cu George Palc, polițistul din sat, care își făcea rondul. Ajungi târziu acasă, Jacob. Sau ar trebui să spun de vreme. Rângi Palc. Jacob gemu și se luă cu mâinile de cap, clătinându-se. A fost guvernul și a făcut ceva cu berea. Iară și a băgat ceva în ea. Niciodată nu m-am simțit ca acum. Ce o să zică ne va stăta când te vede venind acasă pe trei cărări la ora asta? Nu o să spună nimic, e plecată la sora sa. Așa că ai profitat de ocazie ca să vezi venind anul nou. Jacob mârâi. Apoi întrebă neliniștit. Chiar adinea ori ai văzut o mulțime de oameni, George, venind pe drum. Nu, ce fel de oameni? Oameni ciudați. Îmbrăcați ciudat. Te referi la vântură lume. Nu, nu vagabonzi. Din aia de modă veche. Căra niște lucruri, unii din ei. Ce fel de lucruri? O roată mare roșcată? Unul avea o femeie. Și mai era un bărbat cu un grătar. Și mai era și o fetișcană destul de arătoasă, îmbrăcată foarte bogat și elegant, cu un coș mare cu trandafiri. Trandafiri. În perioada asta a anului. Era un fel de procesiune. Chiar așa. Și mai aveau și lumini pe cap. Fugi de aici, Jacob. Ți se năzar tot felul de lucruri, asta e problema ta. Du-te acasă, bagă-ți capul sub robinet și trezește. Treaba ciudată e că simt că i-am mai văzut undeva, dar nici să mă umori n-aș putea spune unde. Mărșăluitorii pentru interzicerea bombei, poate. Îți spun că toți erau îmbrăcați bogat și ciudat. Erau paiși. Am numărat. Cei mai mulți mergeau în perechi. Oh, mă rog, poate vreun grup care se întorcea acasă de la petrecerea din ajunul anului nou. Dar dacă mă întrebi pe mine, aș spune că te-ai cinstit prea mult la Bel și Balaurul și așa se explică totul. Am văzut cum se cuvine venirea noului an, asta da, aprobă Jacob. Trebuia să sărbătorim cumva special, că nu era numai afară cu anul vechi și înăuntru cu al nou era afară cu secolul vechi și să intre la nou. 1. Ianuarie a de 2000, asta este azi. Ar trebui să însemne ceva, spuse sergentul Palc. Alte evacuări obligatorii, îmi închipui, mormăi Jacob. În ziua de azi casa omului nu mai e castelul lui. Afară cu el și valea în unul din afurisitele astea de orașe noi sau făl bagaj și trimit în Noua Zeelandă sau Australia. Acum nu mai poți să faci nici măcar copii, decât dacă guvernul spune că ai voie. Nici măcar nu mai poți să arunci lucruri în grădina din spatele casei tale fără ca nenorocitul de consiliu să vină la tine și să spună că trebuie duse la groapa de gunoi a satului. Pentru ce cred ei că e o grădină în spate? și toate se trag de la ăia că nimeni nu te mai tratează ca pe un om. Jacob plecă mai departe bombănind. Un an nou fericit, strigă sergentul Palc în urma lui. Cei 14 își continuau drumul. Sfânta Ecaterina își rostogolea roata cu un aer nefericit. Întoarse capul și îi se adresă Sfântului Laurențiu care își examina grătarul. Ce pot să fac cu lucrul ăsta? Întrebă ea. Presupun că întotdeauna o roată se dovedește utilă, răspunse cu îndoială Sfântul Laurențiu. La ce? Înțeleg la ce te referi. Ea era destinată torturii, frângerii oaselor unui corp omenesc. Tras pe roată, Sfânta Ecaterina se cutremură ușor. Dar tu ce ai de gând să faci cu grătarul tău? Mă gândeam că l-aș putea folosi să fac ceva de mâncare. Ptiu, excalmă Sfânta Cristina în timp ce treceau pe lângă o hermelină moartă. Sfânta Elisabeta a Ungariei îi întinse unul din trandafirii ei. Sfânta Cristina îl mirosi recunoscătoare. Sfânta Elisabeta se duse în spate, lângă Sfântul Petru. Mă întreb de ce părem cu toții că ne-am alcătuit în perechi, spuse ea gânditoare. Poate că lucrul ăsta îl fac cei care au ceva în comun, sugeră Sfântul Petru. Noi doi avem ceva în comun. Ei bine, amândoi suntem mincinoși, răspunse cu voioșie Sfântul Petru. În ciuda unei minciuni care nu avea să fie uitată niciodată, Petru era un om foarte cinstit. El accepta adevărul despre sine. Știu, știu, strigă Elisabeta. Nu-mi suport să îmi aduc aminte. Cum am putut să fiu atât de lașă, atât de slabă, în ziua aceea? De ce n-am avut curajul să stau acolo și să spun, eu pâine pentru cei flămânzi? În loc de asta, când soțul meu a strigat la mine, ce ai în coșul ăla, eu am început să tremur și am bolborosit, nimic, doar trandafiri. Iar el a smucit acoperitoarea coșului. Și chiar erau trandafiri, spuse cu blândețe Petru. Da, s-a întâmplat o minune. De ce mi-a făcut stăpânul meu asta? De ce a fost de acord cu minciuna mea? De ce a îngăduit-o? De ce? Oh, de ce? Sfântul Petru se uită la ea, spuse. Pentru ca să nu uiți niciodată. Pentru ca mândria să nu poată pune stăpânire niciodată pe tine pentru ca să știi că erai slabă, și nu puternică. Și eu, se opri o clipă, apoi continuă. Eu eram atât de sigur că n-aș putea niciodată să mă lepăd de el, atât de convins că eu, mai presus de toți ceilalți, aveam să rămân neclintit. Eu am fost cel care s-a lepădat de el și a rostit acele cuvinte mincinoase și pline de lașitate. De ce m-a ales el pe mine? De ce a ales un om ca mine? Pe mine și a întemeiat el biserica lui. De ce? Răspunsul e simplu, spuse Elisabeta. Pentru că tu l-ai iubit. Cred că l-ai iubit mai mult decât l-a iubit oricare dintre ceilalți. Da, l-am iubit. Eu am fost primul care l-a urmat. Stăteam acolo, cârpind năvoadele și am ridicat ochii iar el era acolo și se uita la mine. Și a spus: Vino cu mine! Și m-am dus, cred că l-am iubit chiar din prima clipă. Ești atât de cum se cade, Petru! Spuse Elisabeta. Sfântul Petru își legănă cheile cu îndoială. Nu sunt sigur privitor la biserica pe care eu am întemeiat-o. N-a ieșit deloc așa cum am intenționat noi. Niciodată lucrurile nu ies așa. Știi, continuă gânditoare Elisabeta, acum îmi pare rău că l-am culcat pe acel lepros în patul soțului meu. La vremea aceea părea un grozav desfidător gest de credință. Dar în realitate, ei bine, n-a fost prea frumos, nu-i așa. Sfânta Apolonia se opri brusc din mers. Îmi pare tare rău, spuse ea mi a scăpat dintele pe jos. Asta e lucrul cel mai rău când o așa emblemă mică. Strigă. Anton, vino și caută mai. -l. Acum erau în țara sfinților și, în timp ce îi inspirau parfumul aparte, Sfânta Cristina strigă de bucurie. Păsările sfinte cântau, iar harpele răsunau blând. Dar cei 14 nu zăboviră. Își continuară drumul spre tribunalul adunării. Îi primi arhanghelul Gabriel. Curtea e în ședință, spuse el. Intrați! Sala adunării era mare și avea un aer de distincție. pereții erau făcuți din ceață și noroi. Îngerul înregistrator scria în cartea aurie. O puse de parte, își deschise registrul și spuse. Numele și adresele, vă rog. Ei își spuseră numele și își dădura adresele. St. Petro Candahil. Stick Buckland. Prezentați-vă petiția, spuse îngerul înregistrator. Sfântul Petru făcu un pas înainte. Printre noi există tulburare. Cerem să ne întoarcem pe pământ. Raiul nu este suficient de bun pentru voi. Întrebă îngerul înregistrator. În glasul lui exista, poate, o ușoară notă de sarcasm. E prărea bun pentru noi. Îngerul înregistrator își potrivi peruca aurie, își puse ochelarii de aur și se uită pe deasupra lor cu dezaprobare. Puneți la îndoială decizia creatorului vostru. N-am îndrăzni, însă a existat o hotărâre judecătorească. Arhanghelul Gabriel, ca mediator și intermediar între rai și pământ, se ridică. Pot să supun atenției un punct din lege. Îngerul înregistrator își înclină capul. S-a stabilit, prin secret divin, că în anul A, D, 1000 și în toți următorii 1000 de ani trebuie să existe judecăți și decizii noi în astfel de aspecte precum cele aduse în fața unui tribunal de apel special. Azi a început al doilea mileniu îndrăznesc să afirm că fiecare persoană care a trăit vreodată pe pământ are azi dreptul la un apel. Îngerul înregistrator deschise un volum auriu gros și îl consultă. Întizându-l la loc, spuse. Expuneți-vă cazul. Vorbi Sfântul Petru. Noi am murit pentru credința noastră. Am murit cu bucurie. Am fost răsplătiți. Răsplătiți cu mult peste meritele noastre. Noi, Ezită și se întoarse către un tânăr cu chip frumos și, ochi arzători. Explică tu! N-a fost de ajuns, spuse tânărul. Răsplata voastră n-a fost de ajuns, îngerul înregistrator arăta scandalizat. Nu recompensa noastră, munca noastră. Să mori pentru credință, să fii sfânt, nu e suficient ca să meriți viața veșnică. Cunoașteți povestea mea. Eram bogat, mă supuneam legii, respectam cele zece porunci. Nu era suficient, m-am dus la Domnul. I-am spus, Doamne, ce să fac pentru a moșteni viața veșnică. Ți s-a spus ce să faci, și ai făcut, spuse îngerul înregistrator. N-a fost suficient. Ai făcut mai mult, după ce le-ai dat săracilor toate bunurile tale. Te-ai alăturat discipolilor în misiunea lor. Ai îndurat martirajul. Ai fost omorât cu pietre în Efes. N-a fost de ajuns. Ce vrei să faci mai mult? Noi am avut credință, credința arzătoare. Am avut credința care poate muta munții din loc. 2000 de ani ne-au învățat că am fi putut face mai mult. Noi n-am avut întotdeauna destulă compasiune cuvântul îi ieși, de pe buze ca o boare dintr-o mare de vară. Șoapta se răspândi prin tot raiul. Aceasta este cererea noastră, să fim lăsați să ne întoarcem pe pământ în milă și compasiune pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutor. Se auzi un murmur de încuviințare de la cei din jurul lui. Îngerul înregistrator ridică receptorul interfonului de aur de pe biroul său vorbi în el cu un murmur jos. Ascultă! Apoi vorbi, vioi și cu autoritate. Promovare acordată. Aprobare de sus. Cu fețele radioase, ei se întoarseră să plece. Vă rog să lăsați la ușă coroanele și aurele. Își predară coroanele și aurele și ieșire din tribunal. Sfântul Toma se întoarse. Scuzați-mă, spuse el politicos, dar ce ați spus puțin mai înainte, permisiune acordată sau promovare acordată? Promovare. După 2000 de ani de sfințenie, sunteți promovați într-un rang mai înalt. Mulțumesc. Mă gândeam eu că, promovare, ați spus. Dar voiam să fiu sigur. Se duse după ceilalți. El întotdeauna a trebuit să fie sigur, spuse Gabriel. Știi. Uneori, nu mă pot abține să mă întreb cum ar fi să ai un suflet nemuritor. Îngerul înregistrator se arătă îngrozit. Ai grijă, Gabriel. Știi ce a pățit Lucifer? Câteodată nu mă pot abține să-mi fie puțin milă de Lucifer. Faptul de a fi fost decăzut în grad sub Adam l-a supărat teribil. Adam n-a fost prea supărat, nu-i așa. Un gen vrednic de dispreț, Aprobă îngerul înregistrator. Însă el și toți urmașii lui au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu cu suflete nemuritoare. Ei trebuie să se ridice deasupra îngerilor. Deseori m-am gândit că sufletul lui Adam trebuie să fi fost unul foarte mic. Pentru toate trebuie să existe un început, îi atrase atenția cu severitate îngerul înregistrator. Doamna Bedstock ridică și trase. Mirosul gropii de gunoi a satului nu era plăcut. Era o masă scârboasă de cauciucuri vechi, scaune rupte, cuverturi zdernțuite, bidoane vechi de cherosan și schelete de pat rupte. Toate lucrurile pe care era cu neputință să le mai vrea cineva, însă doamna Bedstock trăgea cu nădejde. Dacă acest cărucior vechi de copil se mai putea repara în vreun fel. Ridică iar și căruciorul se eliberă. La dracu, spuse doamna Bedstock, partea de deasupra a căruciorului nu era prea rea, dar lipseau roțile. Îl a zvârli mânioasă. Pot să te ajut, întrebă din întuneric o femeie. Nai la ce, a furisitul de cărucior n-are roți. Vrei o roată, am eu una aici. Mulțam, drăguță. Dar mie îmi trebuie patru. Și, oricum, a ta e mult prea mare. De asta mă gândeam că am putea să facem din ea patru, cu puțin efort. Degetele femeii rătăceau pe roată, împingând, trăgând. Gata! Cum ți se pare? Măi să fie, n-am mai văzut așa ceva. Cum ai făcut? Acum, dacă am avea un cui sau două. Sau un șurub am să-l aduc pe bărbățelu meu. Cred că pot să mă descurc eu. Femeia se aplecă asupra căruciorului. Doamna Bedstock se chiori, încercând să vadă ce se întâmpla. Cealaltă femeie se îndreptă brusc de spate. Căruciorul stătea pe patru roți. O să aibă nevoie de puțină unsoare și o căptușală nouă. De asta mă ocup eu ușor. Ce frumos o să fie! Ești cu adevărat mecanic de întreținere, scumpete, nu-i așa? Cum Dumnezeu ai reușit să-l repari? Zău că nu știu, răspunse evaziv Sfânta Ecaterina. Pur și simplu, se întâmplă. Femeia înaltă în rochie de brocart spuse cu autoritate: Adu-i în casă, eloc berechet. Bărbatul și femeia se uită răbănuitori la ei. Cei șase copii ai lor, la fel. Consiliul ne găsește undeva, spuse ursus bărbatul. Dar au de gând să ne separe, spuse femeia. Și voi nu vreți asta. Bineînțeles că nu vrem. Trei dintre copii începură să plângă. Țineți-vă gurile alea afurisite, spuse bărbatul, dar fără dușmănie. De mult spuneau că or să ne evacueze, spuse bărbatul. Acum am făcut-o întotdeauna se văicăresc din cauza chiriei. Am lucruri mai bune de făcut cu banii decât să plătesc chirie. De asta sunt peste tot consilii, ca să se ocupe de tine. Nu era un om plăcut. Nici soția nu era prea plăcută, se gândi Sfânta Barbara. Dar își iubeau copiii. Ar fi mai bine să veniți toți la mine acasă, spuse ea. Unde e? Acolo sus arătă cu mâna. Ei se întoarseră să se uite. Dar, ăla e un castel, exclamă femeia uluită. Da, este un castel. Așa că, vedeți, va fi loc din belșug. Sfântul Scoitin stătea destul de nehotărât pe țărm. Nu prea știa ce să facă cu somonul. Putea să-l afume, firește, în felul ăsta avea să țină mai mult. Necazul era că, în realitate, doar celor bogați le plăcea somonul afumat, iar cei bogați aveau deja prea destule lucruri. Cei săraci preferau somonul la conservă. Poate că somonul se zbătu în mâna lui și sfântul scoit tre sări puternic. Stăpâne, spuse somonul. Sfântul Scoitin se uită la el. Sunt aproape o mie de ani de când am văzut marea, spuse rugător somonul. Sfântul Scoitin îi zâmbi cu afecțiune. Intră în mare și îi dă drumul în apă cu blândețe. Du-te cu Dumnezeu, spuse el. Se întoarse pe mal, și aproape imediat se împiedică și căzu peste o grămadă mare de conserve de somon cu o floare purpurie lipită de capacul lor. Sfânta Cristina mergea pe o stradă de oraș aglomerată. Mașinile treceau mugind pe lângă ea aerul era plin de gaze de eșapament. Treaba asta este cumplită, spuse Sfânta Cristina, ținându se de nas. Trebuie să fac ceva în privința asta. Și de ce nu golesc mai des containerele de gunoi? Asta e foarte rău pentru oameni. Stătu și chipzui. Poate că ar fi mai bine să intru în parlament. Sfântul Petru era ocupat să-și instaleze taraba cu pâine și pește. Mai întâi pensionari bătrâni, spuse el. Vino, tataie. Ești de la asistența națională. Întrebă bănuitor bătrânul. Cam așa ceva. Nu religios, nu-i așa. N-am de gând să cânt imnuri religioase. Când se termină toată mâncarea, am să țin o predică, spuse Petru. Dar dumneata nu ești obligat să rămâi să asculți. Sună destul de cinstit. Despre ce ai să predici? Despre ceva foarte simplu. Doar despre cum se ajunge la viața veșnică. Un bărbat mai tânăr scoase un hohot de râs. Viața veșnică. Asta da speranță. Da, răspunse plin de voioșie Petru, împărțind pachete cu pește fierbinte. Este o speranță. Trebuie să țineți minte asta întotdeauna există o speranță. În biserica stă, Petro Candăhil, vicarul ședea trist într-o strană, uitându-se la un tânăr arhitect sigur pe sine care examina vechiul paravan pictat. Regret, domnule vicar, spuse tânărul, întorcându-se cu viuiciune. Nici o speranță în iad, mă tem. Oh, scuze, nu trebuia să mă exprim așa. Dar nici vorbă de restaurare nu se poate face nimic. Lemnul e putred, iar din picturi abia dacă a mai rămas ceva, nu suficient ca să-mi dau seama cum erau originalele. Ce este secolul al 15 lea Sfârșitul secolului al XIV-lea? Și ei ce sunt? Sfinți. Da, șapte pe fiecare parte. Sfântul Laurențiu, Sfântul Toma, Sfântul Andrei, Sfântul Anton, Sfântul Petru, Sfântul Scoitin și unul pe care nu-l știm. De cealaltă parte, Sfânta Barbara, Sfânta Ecaterina, Sfânta Apolonia, Sfânta Elisabeta a Ungariei, Sfânta Cristina cea uimitoare, Sfânta Margareta și Sfânta Marta. Ei ai spus pe toți la țang. Au existat în scrisurile bisericii, nu în stare prea bună unele picturi a trebuit să le facem după embălme. Castelul Sfintei Barbara, de exemplu, și grătarul Sfântului Laurențiu. Lucrarea originală a fost făcută de fratele Bernard care făcea parte din călugării benedictini de la mănăstirea Froil. Ei bine, îmi pare rău de verdictul meu. Însă totul trebuie să dispară cândva. Am auzit că un enoriaș bogat v-a oferit un paravan nou cu figuri moderne, simbolice pe el. Da, spuse fără entuziasm vicarul. Ați văzut Marea Catedrală Nouă din New Huddersfield. Coventry a fost bun la vremea lui, dar centrul ăsta nou care include și catedrala îl bate de departe. Îți ia ceva timp să te obișnuiești cu el, bineînțeles. Sunt convins. Dar a acceptat pe scară largă. E modern. Sfinții ăștia vechi, făcu un gest neglijent spre paravan. Îmi închipui că în ziua de azi nimeni nu știe cine sunt jumătate din ei. Eu cu siguranță nu. Cine a fost Sfânta Cristina cea uimitoare? Un personaj absolut interesant. Avea un simț al mirosului foarte ascuțit. La slujba ei de înmormântare. Mirosul trupului ei intrat în putrefacție a afectat-o atât de tare încât a ieșit levitând din sicriu și s-a înălțat până la acoperișul capelei. Faiu, strașnică sfântă! Oh, în fine, e nevoie de tot soiul de oameni ca să alcătuiești o lume! Chiar și vechii Sfinții ai Dumitale ar fi cu totul altfel în zilele noastre, presupun. Sfinții lui Dumnezeu! Sfântul Laurențiu cu al său grătar, Sfânta Ecaterina cu a ei roată, Sfânta Margareta cu al ei balaur, Sfântul Uifred cu al său sigiliu, Sfinții lui Dumnezeu mărșăluiesc, mărșăluiesc în josul dealului, Sfinții lui Dumnezeu mărșăluiesc, spre a afla voința Domnului. Oh, noi am stat în slavă și coroana de martir am purtat, dar acum venim cu jalbă să coborâm din rai neapărat, în milă și compasiune, la oameni să ne întoarcem noi și să le arătăm cărarea, care la ceruri duce înapoi. Insula. Pe insulă nu prea existau copaci. Era un ținut arid, o insulă stângoasă, iar caprele abia găseau ceva de mâncat. Stâncile erau frumoase așa cum se înălțau din mare, iar culoarea lor se schimba odată cu schimbarea luminii, mergând de la roz la culoarea caisei și până la cenușiul pal și cețos, intensificându-se spre mov și spre purpuriu aprins, și într-o ultimă impetuozitate până la portocaliu, în timp ce soarele se cufunda în acea mare atât de pe drept numită Rubiniu Închis. La începutul dimineților, cerul era de un albastru mândru și pal, și părea atât de sus și atât de îndepărtat încât te umplea de o nesfârșită uimire când te uita în sus la el. Însă femeile de pe insulă nu se uitau des la el, afară doar dacă își aruncau neliniștiți ochii în căutarea semnelor de furtună. Ele erau femei și trebuiau să muncească. Întrucât mâncarea era puțină, ele munceau din greu și fără încetare, pentru ca ele și copiii lor să poată trăi. Bărbații plecau zilnic cu barca la pescuit. Copiii pășteau caprele și își jucau micile jocuri inventate de ei, cu pietricele la soare. Astăzi, femeile, purtând pe capul cioare mari cu apă proaspătă, urcau panta de la izvorul din crăpătura stâncii către satul de deasupra. Maria era încă puternică, însă nu era la fel de tânără ca majoritatea femeilor, și pentru ea era un efort să țină pasul cu ele. Astăzi femeile erau foarte vesele, căci în câteva zile avea să fie o nuntă. Fetițele dansau în jurul mamelor lor și scandau monoton. Am să mă duc la nuntă. Am să mă duc la nuntă. Am să am o panglică în păr. Am să mănânc jeleu din petale de trandafiri. Jeleu din petale de trandafir cu lingura. Mamele râdeau, iar mama unei copile spuse ca să o necăjească. De unde știi că am să te iau la nuntă? Îndrozită, copila o privi lung. Ai să mă iei, ai să mă iei. Mă iei! și se agăță de Maria, rugătoare. O să mă lase să merg la nuntă. Spune că da, iar Maria zâmbi și spuse cu blândețe. Cred că te va lăsa, iubito tu ai fost vreodată la o nuntă, Maria? Întrebă copila. A fost la propria nuntă, spuse râzând una din femei. Nu m-am referit la nunta ta. M-am referit la o petrecere de nuntă, cu dans și lucruri dulci de mâncat, și jeleu din petale de trandafiri și miere. Ai fost? Da, am fost la nunți. Maria zâmbi. Îmi aduc aminte de o nuntă. Mi o amintesc foarte bine, cu mult timp în urmă. Cu jeleu din petale de trandafiri. Așa cred. Da, și era vin. Glasul îi se stinse în timp ce retrăia amintirea. Iar când vinul se termină, trebuia să bem apă, spuse una dintre femei. Așa se întâmplă mereu. La nunta asta n-am băut apă. Glasul Mariei era mândru și puternic. Celelalte femei se uitară la ea. Știau că Maria venise de departe aici cu fiul ei și că nu vorbea des despre viața ei de mai înainte și că exista un motiv foarte bun pentru asta. Ele aveau grijă să nu-i pună întrebări, dar firește că existau zvonuri, iar acum, dintr-o dată, o altă copilă începu să vorbească pițigăiat, ca un papagal. Se spune că ai avut un fiu care era un mare criminal și a fost executat pentru crimele lui. Este adevărat. Femeia încercă să o facă să tacă, dar Maria vorbi, privind drept în fața ei. Cei care trebuiau să știe au spus că era criminal. Dar tu nu credeai asta. Insistă copila. Eu una nu știu ce e bine și ce e rău. Sunt prea ignorantă. Fiul meu iubea oamenii, pe cei buni și pe cei răi, în mod egal. Acum ajunseseră în sat și se despărțiră pentru a merge fiecare la casa ei. Maria avea cel mai mult de mers, până la o bucățică de teren pietros aflat chiar în capătul ciorchinelui de căsuțe împrăștiate. Ce face fiul tău? Bine, sper! întrebă politicoasă una din femei. E bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Pentru a șterge amintirea a ceea ce se spusese mai devreme, femeia zise cu bunătate. Trebuie să fii mândră de fiul ăsta al tău. Noi toate știm că e un om sfânt. Se spune că are viziuni și că se plimbă cu Dumnezeu. E un fiu bun, spuse Maria. Și, cum spuneai, un om foarte sfânt. Le părăsi pentru a-și vedea de drum, iar ele rămaseră uitându ți după ea câteva clipe. E o femeie bună. Da, nu este vina ei, sunt sigură, că celălalt fiu al ei a luat-o pe căi greșite. Asemenea lucruri se întâmplă. Nici nu știi de ce. Dar cu fiul ăsta are noroc. Există dăți când este însuflețit de duful și atunci profețește cu glas tare. Picioarele lui, se spune, se înalță de la pământ și după aceea zace ca mortul un timp toate dădură din cap și clon de uimire și plăcerea de a avea printre ele un așa om sfânt. Maria se duse la căsuța de piatră și puse jos ulciorul cu apă. Își aruncă privirea spre locul în care, la o masă făcută rudimentar, stătea un bărbat. În fața lui se afla un sul de pergament, iar el era aplecat asupra lui, scriind cu o pană, orpindu din când în când, timp în care ochii se închideau pe jumătate pe când el se pierdea în ardoarea spiritului. Maria a avut grijă să nu-l tulbure. Își făcu de lucru încropind masa de prânz. Bărbatul era un om de mare frumusețe, deși nu mai era tânăr. Avea o mare delicatețe în trăsături și ochii îndepărtați ai unui suflet pentru care viața trupului. La un moment dat, mâna îi se destinse pe pană, și părea aproape să intre în transă, nici mișcându-se, nici vorbind, și chiar abia respirând. Maria puse mâncarea pe masă. Masa e gata, fiule. Ca cineva care aude un sunet slab venind de foarte departe, el clătină nerăbdător din cap. Viziunea. Atât de aproape, în el, atât de aproape. Când, oh, când. Vino să mănânci, Fiule, el își flutură mâna a respingere. Există altă foame, altă sete. Foamea spiritului, seta de dreptate. Dar trebuie să mănânci ca să-mi faci mie pe plac. Să-i faci mamei tale pe plac. Ea îl îndemnă și îl certă cu blândețe, și în cele din urmă el coborâ din acea înaltă exaltare, și îi zâmbi cu o privire de om, pe jumătate ironică. Deci trebuie să mănânc ca să te mulțumesc pe tine. Da, altfel am să fiu nefericită. Așa că el mâncă pentru a-i face ei pe plac, abia observând ce mâncare era. Apoi își aminti să întrebe. Tu ce faci, dragă mamă? Ai tot ce îți trebuie. Am tot ce îmi trebuie, spuse Maria. El dădu din cap, mulțumit, apoi luă încă o dată pana. După ce Maria strânse totul, se duse afară și rămase uitându-se la mare. Își împreună mâinile, își înclină capul și vorbi încetișor, în surdină. Am făcut tot ce am putut. Sunt o femeie atât de ignorantă. Nu întotdeauna știu să-l servesc și să-l slujesc pe cel care este fără îndoială un sfânt al lui Dumnezeu. Îi spăl veșmintele, îi pregătesc mâncarea, îi aduc apă proaspătă și îi spăl picoarele. Dar mai mult de atât nu știu ce să fac. În timp ce stătea acolo neliniștea îi trecu. Seninătatea se întoarse pe fața ei istovită. Pe țărmul de dedesubt, o barcă trăsese lângă un dig micuț de piatră. Nu era o barcă de pescuit obișnuită, ci una care stătea semeață pe apă și avea o proră mare și arcuită din lemn frumos sculptat din ea coborără doi bărbați, iar niște bătrâni care cârpeau năvoade de pescuit veniră să-i acosteze pe străini. Politicoși, cei doi bărbați își făcură cunoscută treaba cu care veniseră. Căutăm printre insulele de aici o insulă pe care se spune că sălășuiește regina cerului. Bătrânii pescari clătinară din cap. Ceea ce căutați voi cu siguranță nu e aici. Noi nu avem niciun loc sfânt ca cel pe care îl descrieți. Poate femeile voastre au cunoștință de un asemenea loc sfânt, sugeră unul din străini. Femeile sunt deseori secretoase în astfel de probleme. Întrebați, dacă doriți, unul din noi vă va duce sus și vă va arăta satul. Străinii urcară cu călăuza lor. Femeile ieșiră răciorchine din casele lor erau emoționate și interesate, însă toate clătinară din cap. Vai, nici o zeiță nu își are sanctuarul aici. Nici lângă izvorul nostru, nici în altă parte. Le povestiră despre alte lăcașe sfinte despre care se spunea că ar fi existat în alte locuri, însă niciunul din ele nu era ceea ce căutau străinii. Însă avem aici un om sfânt, spuse cu mândrie una din femei e piele și os, și ține post ori de câte ori bătrâna lui mamă vrea să îl lase. Dar străinii nu căutau un om sfânt, indiferent cât de mare era sfințenia lui. Măcar întrebați-l, insistă o femeie. El s-ar putea să aibă știință de un astfel de lucru cum căutați voi. Așa că ei se duseră la căsuța de piatră a omului sfânt, însă el era pierdut în viziunea lui și câtva timp nici măcar nu auzi ce îi spuneau ei. Apoi se mânie și zise. Nu apucați pe un drum greșit căutând zeițe păgâne. Nici după desfrânata cea mare din Babilon, nici după ticăloșiile fenicienilor. Există un singur mântuitor și acela este fiul cel viu al lui Dumnezeu. Așa că străinii plecară, dar mama omului sfânt fugi pe furiș după ei. Nu fiți supărați, îi imploră ea. Fiul meu nu a vrut să fie nepoliticos cu voi, dar el unul este atât de pur și atât de sfânt încât trăiește într-o zonă aflată mult deasupra acestui pământ. E un om bun și, pentru mine, un fiu bun. Străinii îi vorbiră cu amabilitate. Nu ne simțim jigniți. Ești o femeie bună, și ai un fiu bun. Sunt o femeie foarte obișnuită, spuse ea. Însă trebuie să vă spun că n-ar trebui să credeți în toate aceste afrodite și astarte, și care ori mai fi numele lor păgâne. Există un singur Dumnezeu, Tatăl nostru din cer. Spui că ești doar o femeie obișnuită, spuse cel mai învârstă dintre cei doi străini. Dar cu toate că fața îți este bătrână și distrusă de riduri de durere, după mintea mea ai o față de mare frumusețe și la vremea mea am fost ucenic la un mare sculptor și știu ce e frumusețea. Uimită, Maria strigă. Cândva, poate, când țeseam în templu tapiserii colorate, sau când îi turnam vin soțului meu în atelier și îmi țineam în brațe primul născut. Dar acum... Însă bătrânul sculptor clătină din cap. Frumusețea se află sub piele, insistă el. În noase, da, și chiar mai dedesubt, în inimă. Așa că eu spun că ești o femeie frumoasă, poate mai frumoasă acum decât ai fost ca fată. Rămâi cu bine și fii binecuvântată. Și astfel străinii se îndepărtară vâslind în barca lor, iar Maria se întoarse la casa și la fiul ei. Venirea străinilor îi crease acestuia o stare de neliniște. Umbla în sus și în jos și se ținea cu mâinile de cap de suferință. Maria alergă la el și îl luă în brațe. Ce s-a întâmplat, dragă fiule? El, gemu! Duhul a ieșit din mine! Sunt pustiu, pustiu, sunt rupt de Dumnezeu, de bucuria prezenței lui! Atunci ea îl consolă. Așa cum îl consolase de multe ori mai înainte, spunând: Din când în când, trebuie să se întâmple așa, noi nu știm de ce. E la fel ca valul mării. Pleacă de la țărm, dar se întoarce, fiule, se întoarce. Însă el strigă: Tu nu știi, nu poți să înțelegi, tu nu știi cum e să fii absorbit în Duhul, să fii exaltat de marea slavă a lui Dumnezeu. Maria spuse cu umilință. Asta e adevărat. Eu n-am simțit asta. Pentru mine, există doar amintirea. Amintirea nu e de ajuns. Însă Maria spuse aprig. Pentru mine e de ajuns. Și se duse la ușă și rămase acolo, uitându-se la mare, la locul din care pleca se răstrăinii. Cum stătea ea așa, simți ridicându-se în ea o năzuință ciudată, o bucurie care fârfâia plină de speranță. Îi veni să coboare iarăși pe țărm, dar se înfrână, căci știa că fiul ei avea să aibă nevoie de ea. Și așa și fu. El începu să tremure din tot corpul și trupul îi zvâcnea și în cele din urmă membrele îi se înțepeniră și căzul la pământ și rămase acolo ca mort. Atunci i-a-l înveli ca să-i fie cald și îi băgă între buze un fald al pelerinei, în caz că acele convulsii aveau să revină. Însă el zăcea acolo nemișcat și nu exista niciun semn că măcar respira. Maria știa din experiență că el nu avea să se miște timp de multe ore și ieși din nou pe coasta dealului. Acum se întuneca, iar luna se ridica peste mare. Maria rămase acolo savurând binevenita răcoarea nopții. Mintea îi era plină de amintiri din trecut, de o fugă în mare grabă în Egipt, de un atelier de tâmplărie și de o căsătorie în Cana. Și iarăși năzuința plină de bucurie se ridică în ea. Poate că, se gândi ea, poate că în sfârșit a venit timpul. La un moment dat, foarte încet, începu să coboare spre mare. Luna se înălța pe cer și se sena o punte argintie peste mare și pe măsură ce lumina devenea mai puternică, Maria văzu o barcă ce se apropia. Se gândi, se întorc străinii. Însă nu erau străinii. Acum putea să vadă că nu era barca frumos sculptată a străinilor. Asta era o barcă de pescuit butucănoasă, genul de barcă ce îi fusese familiară toată viața. Și atunci știu, cu toată certitudinea. Asta era barca lui și, în sfârșit, venise pentru ea și acum iau luă la fugă, alunecând și împiedicându se de stâncile aspre de pe plajă. Iar când ajunse la marginea mării, pe jumătate hohotind și pe jumătate gâfând, văz unul din cei trei bărbați ieșind din barcă în mare și pășind pe puntea desenată de lumina lunii înspre ea. El se apropia și se apropia. Și apoi, și apoi. Ea se afla în brațele lui. Cuvintele se revărsau din ea, incoerent, încercând să spună atât de multe. Am făcut după cum mi ai cerut. Am avut grijă de Ion. Ni a fost ca un fiu. Eu nu sunt deșteaptă, nu întotdeauna pot să-i înțeleg gândurile înalte și viziunile, dar i-am făcut mâncare bună și i-am spălat picioarele și am avut grijă de el și l-am iubit. Am fost mama lui și el a fost fiul meu. Se uita nerăbdătoare la fața lui, punându-i o întrebare. Ai făcut tot ce ți-am cerut, spuse el cu blândețe. Acum, vii acasă cu mine. Dar cum am să ajung la barcă? Vom păși împreună pe apă. Ea se uită către mare. Aceia sunt, da, ei sunt, Simon și Andrei, nu-i așa. Da, ei au vrut să vină. Ce fericiți! Oh, ce fericiți o să fim! Strigă Maria. Mai țin minte ziua căsătoriei din Cana. Și astfel, pășind alături pe apă, ea îi povesti fiului ei toate micile evenimente și întâmplările din viața ei, și chiar cum veniseră cei doi străini tocmai în ziua aceea în căutarea reginei cerului. Și ce caragios a fost! Aveau întru totul dreptate, spuse fiul ei. Regina cerului era aici pe insulă, însă ei n-au cunoscut-o când au văzut-o. Și se uită la Istovita, pustiita, frumoasa fața a mamei lui, și repetă încetișor. Nu, ei n-au cunoscut-o când au văzut-o. Dimineața, Ion se trezi și se ridică de la pământ. Era ziua Domnului și pe dată știu că asta avea să fie marea zi din viața lui. Duhul năvălea în el, luă pana și scrise. Am văzut un nou cer și un nou pământ și am auzit în apoia mea un glas puternic ca sunetul unei trembițe. Spunând, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Eu sunt cel care a murit și a înviat. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor, amin. Eu țin cheile morților și ale locuinței morților. Iată, eu vin curând, și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.